Prilejul e o sărbătoare creștină care e adresată în primul rând voi copiilor. După cum știți, tradiția face ca Moș Nicolae să vină cu cadouri și dulciuri pentru copiii cu minți, iar pentru cei mai puțin cu minți, cu pămâieluși. Școala este un organism viu care, zic eu, are ca fundament tradiția. Ca orice organism, crește, se schimbă, dar cât timp e vie, școala se bazează pe această tradiție. Toți care suntem aici, profesori, părinți, elevi, facem posibil acest lucru și mai mult, conform vechii tradiții, putem crea și creăm împreună altele în continuarea celor vechi. De la Iorga, pentru că sunt în fața dumneavoastră astăzi, așa cum vă spunea doamna director, nu numai ca inspector școlar general. Aceasta e cu siguranță o etapă trecătoare, ca multe etape din viața fiecăruia dintre noi. Rămân însă astăzi fizic și cu sufletul, alături de colegii mei, de elevii pe care îi întâlnesc în fiecare zi în clasă. Spuneam că momentul de astăzi este cu multă încărcătură emoțională, este ca viața însăși o punte între trecut și viitor. Nu putem merge, dragi elevi, dragi colegi, mai departe, fără să fim cu rădăcinile ancorate în tot ceea ce înseamnă valori autentice. Da, știu, e tot mai greu într-o lume a globalizării, într-o lume care tinde să ne uniformizeze, aș spune eu, o lume care încearcă, poate, să ne determine să ne pierdem identitatea, să ne pierdem autenticitatea. Ziua patronului spiritual al municipiului Brăila, ziua liceului Nicolae Iorga, o sărbătoare extraordinară. Am început în familie la fel ca și voi toți. Mergând apoi către serviciu, către biserică un pic dimineață, pentru că avem anumite acțiuni acolo. Am fost la căminele de bătrâni pentru că sunt bunicii noștri care au nevoie de ajutor în această perioadă. Apoi la teatrul de păpuși pentru că am avut piese oferite gratuit copiilor de grădiniță. Și acum, într-un moment extraordinar de frumos, la voi, la liceul Nicolae Iorga. Și programul zilei de astăzi continuă din nou la biserică. Apoi ne vom reîntâlni în această sală cu 100 de cupluri care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Este o cifră frumoasă. Și apoi cu 97 de elevi și profesori extraordinari din Brăila, care vor fi premiați de Primăria Municipiului Brăila și Consiliul Județean cu sume destul de consistente, pentru că au reușit să câștige locurile 1, 2 și 3 la Olimpiadele Naționale și Internaționale. Mi-aduc aminte cu plăcere și asta vă recomand și vouă, să faceți lucruri frumoase împreună și să vă aduceți aminte peste ani, o să vedeți că o să treacă anii, cu drag, să vă sumați între voi, să vă strângeți, pentru că eu privesc comunitatea ca o mare familie. Și voi, dar și ceilalți copii din acest oraș, în acest județ, trebuie să fim o mare familie, să ținem comunitatea noastră. Frumoasă zi e în pitorescul oraș Brăila, localitate cu oameni farnici, plin de cum se cădeni și evlavie. Astăzi, în zi de sărbătoare, ne îndreptăm cu cele mai sincere gânduri către toți cei care vorbesc, simt și gândesc românești. O datorie sfântă avem să nu uităm istoria neamului românesc. Marii bărbați care au făurit această istorie și care au ținut piept furtunilor pentru realizarea celui mai măreț act istoric al românilor, Marea Unire. Azi, aici, în sala mare a Teatrului Maria Filote din Brăila, vă dorim, dragii noștri frați, într-o ființă românească, prosperitate, pace, fericire și vă asigurăm că vom lupta pentru ca ziua adevărului, cea care ne va aduce unire,
să aline durerea și chinurile pe care ni le-a provocat regimul de ocupație străină. Îți mulțumim, România, pentru că ai fost și ești alături de noi, basarabenii. La mulți ani, Liceul Teoretic Nicolae Iorga din Brăila. Și dacă Nicolae Iorga ar fi fost azi aici, ar fi spus bon anniversaire, chers amis, chers collègues, chers invités. Am venit cu un titlu de carte. Uniți în cuget și în simțiri. Unitatea de credință și de neam. Revista noastră, ultimul număr, Caculul literar și artistic. O imagine care vorbește despre tradițiile și obiceiurile poporului românesc. Și cum se zice la noi, vă oferim și ciocolată și vrem să vă dorim că să vă fie viața dulce ca bomboanele la bucurie.